Dragii mei, salut! Câteodată producătorii auto fac mașini extrem de bune, extrem de frumoase, extrem de confortabile, dar uită să tragă atenția la niște chestii minore. Care sunt ele? Știți despre care producător de mașini vorbim? Vă arăt imediat. Deci, dragii noștri, astăzi vă fac cunoștință cu Range Rover Velar, un automobil care costă foarte, foarte, foarte mulți bani, care este desenat foarte, foarte bine. Din punct de vedere estetic, arată minunat acest automobil. Cu jante minunate, cu o privire foarte agresivă, care pe drumurile publice cu siguranță te impune la respect. Dar din partea inginerilor au foarte multe scăpări. Care sunt acestea? Vă le enumăr imediat. Minusurile care am reușit eu să le depistez în câteva minute de cunoștință cu acest automobil. Este un minus, din cauza căruia proprietarul este nevoit să meargă pe garanție și Range Rover-ul trebuie să piardă bănuți ca să schimbi aceste faruri. Acest plastic, vopsit în, nu știu cum să-i spun la culoarea asta, în culoarea bronzului, care arată una la mână, arată foarte ieftin, doi la mână au ceva defecte de linii, da? Nu se aranjează, parcă sunt niște piese made in China, deci nu merge, așa că caietul de sarcini este să facem toată această culoare, să le facem în culoarea neagră, lucită și va arăta mult, 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 mult mai bine. Ia uitați-vă, aceeași problemă și din acest unghi, unde plasticul este, ia uitați-vă, nu la locul lui, nu este bine. Asta este un minus. Următorul minus, același minus la fară. Mai departe, ia uitați-vă la montanței acestui automobil, care trebuiau să fie negru lucit, cum arată acum. Acest plastic negru lucit, care s-a decolorat în primii 40.000 de kilometri. Deci automobil la abordare acum 40.000 de kilometri și deja sunt urme de uzură foarte, foarte, foarte evidente. Ia uitați-vă cum arată acest negru lucit. Minus. Minus Range Rover. Minus Range Rover. Montanții sau stâlpii de pe ușile dintre geamuri, da? De pe ușă. Uitați-vă în ce hal arată. A? Range Rover. La banii tăi, oare merită că tu să arăți așa? Minus. La fel și cu acest stâlp. Minus. Minus. Ia uitați-vă cum arată. Parcă mașina are 200.000 de kilometri. Minus. La fel și acest stâlp. Uitați-vă cum arată. Minus, minus. În caz în care deschizi ușa, normal că ca să deschizi ușa, ori o tragi și faci câteva mișcări în plus, sau ai deschis ușa și o deschizi așa. Ia uitați-vă cum îmblă această piesă la Range Rover. Stați focusează, așa, ia uitați-vă cum îmblă. Minus Range Rover, minus. Mai departe mergem. Uitați-vă cum arată acest plastic. Unde este inscripția Range Rover. Minus Range Rover. Din păcate, minus. În schimb, avem spălătorul pentru cameră. Pentru asta, Range Rover plus și respect. Pentru că în orice condiții, cu siguranță, șoferul va vedea ceea ce arată camera din spate. Mergem mai departe. Bugetul acestui automobil cu siguranță a fost destul de măricel. Și uitați-vă cât plastic folosește Range Rover. Și tot asta pe drumurile Republicii Moldova în foarte scurt timp va da mari bătăi de cap proprietarului. Mergem mai departe. La fel aceeași situație cu montanței. Minus, minus, minus. La fel și la oglinda din partea șoferului. Decolorare de plastic, minus. Decolorare de plastic. Asta este un minus. La fel și montanții, care arată foarte, 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 aș spune eu deja,
rău pentru kilometrajul automobilului. Și oricum, în interiorul acestui Range Rover minunat, care este într-o culoare albă, crem, care arată foarte, foarte, foarte bine. Dar, din păcate, avem foarte mare abundență de plastic negru, lucit, piano black. Și uitați-vă ce urme are în 40.000. Cum arată acest plastic? Deja totul este scriat. Și fiecare prăfuleț, absolut tot se vede. Vedeți câte zgârieturi deja au apărut? Păcat. Păcat, Range Rover, că faceți așa o calitate. Mai departe, pielea de pe scaune, în 40.000, deja este inflată și este intensă. Încă un minus. Ca sisteme de siguranță, asta deja este handmade în Moldova, asta nu este marca Range Rover, dar este un minus, care noi nu salutăm sub nicio formă așa o atârnare. Pe ușa de la șofer. Ia uitați cum arată pielea de pe ușa de la șofer. Se vede destul de bine deja. Deja pielea este roasă cu uzură. Range Rover, minus pentru asta. Pielea de la închizătoare, da? Anume de la mânerul care la puci, deja este lucită, are urme de uzură. Range Rover, tu coști foarte mulți bani. Și ca să vă convingeți că automobilul are doar 40.000 la bord, pornim în 2 secunde motorul. Ia uitați-vă unde se află butonul start-stop. Este undeva acolo pentru a fi nevoit. Pentru a porni motorul ești nevoie să te întinzi și să întorci mâna invers. Adică e o chestie nu chiar comodă, dar poate eu sunt talentat. Poate e o chestie pur și simplu de deprindere. Am pornit motorul și Range Rover ne salută foarte frumos. Ne reglează și volanul și ne întâlnește cu o sumedenie de monitoare, care au o calitate excepțional de bună. Bravo celor de la Range Rover. Arată foarte bine interiorul, arată foarte bine. Și are doar 41.990 de km. Deci, dragii noștri, dacă aveți asemenea automobile sau dacă aveți asemenea probleme, asemenea neajunsuri cu automobilul dumneavoastră, să știți că din toate aceste minusuri care eu le-am depistat în câteva minute la acest automobil, și dacă dumneavoastră aveți la fel aceleași probleme, să știți că din toate minusurile se poate de făcut plus și noi știm cum asta să o facem. Și o deosebită mulțumire adresăm sigur și inginerilor de la Range Rover. Pentru că datorită vouă, datorită faptului că voi mai omiteți careva greșeli, noi avem de lucru. Deci, noi deja ne-am apucat de treabă. Asta este opțiunea dată de Range Rover, dată de uzină, cu culoarea bronză, care, după părerea noastră, nu arată cel mai bine. Și după părerea proprietarului, el dorește ca totul să fie negru lucit. Deja o parte este făcută, piesa care stă acolo pe capotă, și invers. Părerea noastră este de accentuat aceste mici detalii. În cazul nostru, în cazul dat, sunt piese negru lucite, noi am fi făcut negru mat ca să-i dea eu contrast. Sau oricare altă culoare, numai nu bronzul ăsta ieftin. Asta este părerea noastră. Voi ce spuneți? Dacă vă este interesant ce culoare aș fi ales eu să fi fost al meu acest Range Rover, eu cu siguranță aș fi pus culoarea gri satin mat, ceea ce avea să prindă foarte bine cu culoarea jantelor. Eu aș fi făcut așa. Și pentru ca să vă demonstrez că să vă pot demonstra că această culoare este ideală opțiune, o să încercăm să facem un tester cu mai multe culori și voi deja singuri puteți să decideți care este sau cui gust este mai bun. Am făcut foarte rapid și testerul, ca să vedeți. Deci una este deja înfoliată cu peliculă negru lucit. Aici am încliat foarte repede
surul care eu l-aș fi ales, griul, negru lucid care l-a ales proprietarul, negru mat și culoarea de uzin bronzul. Deci, dragii mei, iam să văd voi ce ați fi ales. Chiar mi-e interesant să aud și părerile voastre. Dragii mei, eu v-am salutat și sper că v-a prins bine informația care v-am dat-o astăzi. Așa că nu uitați, din toate minusurile care se găsesc absolut la toate mașinile, la toate automobilele, noi putem să le transformăm în plusuri. Absolut orice minus putem să-l transformăm în plus. Salutare! O zi bună la toți! Pa, pa!